Bun găsit la știri, alertă nucleară în București la propriu. Comisia Națională pentru Controlul Activității Nucleare a anunțat poliția după ce o clădire care aparținea de Nuclear Montaj a fost demolată, în ciuda faptului că sub dărâmături s-ar afla mai multe instalații radiologice care conțin 600 de kilograme de uraniu sărăcit. Și pentru a afla mai multe, intrăm acum în legătură directă cu colega noastră, Gabriela Del Pupo, care ne spune mai multe despre această operațiune. Te ascultăm, Gabriela. Bun găsit! Operațiunea a început ieri și continuă și astăzi pentru că am văzut dube cu inscripțiile faptului că transportau material radioactiv aici unde suntem, exact în afara platformei. Știm că acea societate comercială care funcționa în cadrul fostei fabrici Vulcane S.A. trebuia să se debaraseze de aceste dispozitive și echipamente care foloseau uraniu, apelând la Centrul Național pentru Activități Nucleare, dar nu au făcut acest lucru, ba din contră au făcut un gest inconștient și practic au comandat demolarea clădirii. Înțelegem că era vorba de un ordin judecătoresc cu echipamentele înăuntru. Bineînțeles că s-a sesizat atât Comisia pentru Combaterea Activităților Nucleare, cât și poliția. Au început încă de ieri să transporte acele echipamente în siguranță pentru a fi verificate. Trebuie să spunem însă că zona nu este securizată în totalitatea ei. Platforma are 10 de mii de metri pătrați și unii dintre angajații de aici ne-au spus faptul că nu știu au de toată această operațiune. De altfel, sunt foarte multe fabrici care funcționează, dar, bineînțeles, vorbim de uraniu care nu este activ, astfel că sănătatea oamenilor nu este deocamdată pusă în pericol de radiații și după ce aceste echipamente vor fi verificate, vom afla exact ce cantitate de uraniu era acolo sub dărâmături, pentru că știm că au fost 600 de kilograme de echipamente, practic, și, după cum spuneam, echipamente care lucrau cu uraniu, care nu era în formă activă. Atmosfera de aici, de pe platformă, este una ca în fiecare zi obișnuită, pentru că vorbim de o platformă în marea ei parte părăsită încă din 2017 și, bineînțeles, acum se fac foarte multe operațiuni pentru a elibera acest teren. Inițial au fost eliberați 10.000 de metri pătrați unde au putut să-și construiască alte fabrici activitatea, dar iată că această debarasare de fostele fabrici nucleare nu vine și fără repercursiuni în cazul acesta, un pericol care, iată, încearcă autoritățile acum să îl aplaneze și să țină situația sub control. Mulțumim pentru informații, Gabriela. Un crater uriaș de pe cheiul Dâmboviței devine o capcană periculoasă pe timp de noapte. 10 de șoferi au tras pe dreapta din cauza cauciucurilor crăpate după ce au intrat direct în groapa adâncă și, evident, nesemnalizată. Așa arată doar câteva dintre craterele care răsar pe cheiul Dâmboviței. În doar 100 de metri au fost descoperite chiar și 9 gropi. Dacă pe timpul zilei șoferii reușesc să evite gropile, noaptea se produc adevărate blocaje în trafic, în apropiere de centura capitalei. Mulți dintre șoferi sunt nevoiți să cheme vulcanizarea mobilă și astfel opresc traficul pentru 10 de minute. Însă pe lângă pana obișnuită, e afectată și mașina, pentru că mulți dintre ei sunt nevoiți să schimbe roata cu totul după un astfel de incident. Mai mult, în partea stângă a carosabilului este apă și doar un parapet subțire de tablă desparte șoseaua de râul Dâmbovița. Astfel, oricând poate să sară cineva în apă când încearcă să ocolească gropile. Continuă controversele legate de vaccinul AstraZeneca. Printre cei 77.000 de români care s-au vaccinat cu lotul problemă de la această companie, se numără și mulți politicieni. Aceștia spun însă că nu au avut niciun simptom similar cu cele din Italia sau Austria.
Primarul orașului Bacău, Lucian Viziteu, se numără printre românii vaccinați cu serul AstraZeneca din lotul 2856, retras inițial din Italia și apoi și din România. La scurt timp după ce a fost inoculat serul, edilul Bacăului a fost confirmat și cu infecție cu coronavirus. Primarul se află în acest moment în a noua zi de izolare la domiciliu. Personal n-am niciun fel de griji despre acest vaccin. L-am făcut pe 5 martie, n-am avut niciun fel de efect secundar major. Recomand oricui să continue vaccinarea. Eu personal voi merge să fac apelul când îmi vor indica medici. Și primarul Clujului, Emil Boc, s-a vaccinat cu lotul 2856 de la AstraZeneca, dar susține că n-a avut probleme. N-am avut nimic în afară de ceea ce v-am spus, simptomele obișnuite unei răceli sau perioada când am avut o copilărie cu vaccinurile pe care le-am făcut în copilărie. Ceva de genul ăla am avut la aceleași simptome. Vi le-am spus. Așa încât viața merge înainte. Eu am încredere în Uniunea Europeană, facem analizele de rigoare și sunt convins că deciziile vor fi luate în consecință. Și deputatul USR, Emanuel Ungureanu, a anunțat că s-a vaccinat cu o doză de AstraZeneca din acel lot și se află în afara oricărui pericol. Să nu ne panicăm. După isteria declanșată de anunțul care face referire la un așa zis lot periculos de vaccinuri AstraZeneca compromise, cu numărul ABV2856, țin să vă anunț că m-am vaccinat și eu cu o doză din același lot și sunt foarte bine, a scris deputatul USR pe pagina sa de Facebook. Comitetul de coordonare a vaccinării a anunțat că de luni, 15 martie, vor deveni disponibile listele de așteptare pentru programarea la vaccin. Prioritate vor avea cei din grupele de risc, urmați de lucrătorii din domeniile esențiale. Însă, în premieră, se vor putea programa pentru vaccinare și români aflați în categoria 3-a de risc, adică orice român cu vârsta de peste 16 ani. De luni se întâmplă următorul lucru. Practic, orice persoană din etapa a treia, din ultima etapă, practic orice persoană din România care are peste 16 ani, se poate înscrie la vaccinare pe o listă de așteptare. Persoane care vor fi identificate ca fiind parte din etapa a treia vor putea, în primul rând, să aleagă un centru de vaccinare. În respectivul centru de vaccinare vor putea să se înscrie pe o listă de așteptare. Prioritare vor fi în continuare persoanele din categoria a doua. Sistemul face următorul lucru. Se uită în lista de așteptare pentru centrul respectiv și vede următoarele aspecte. Câte persoane sunt din categoria a doua, categoria persoanelor peste 65 de ani și persoanelor cu boli cronice, pentru că acestea rămân în continuare și vor rămâne prioritare. Dacă nu sunt suficient de multe persoane din categoria a doua care să acopere toate locurile disponibile, atunci sistemul va aloca în ordinea programării persoanele din categoria a treia care s-au înscris pe lista de așteptare. După ce sistemul va aloca un loc pentru persoana care dorește să fie vaccinată, acesta va primi un SMS care trebuie confirmat în 24 de ore. Programarea se face cu cel puțin 48 de ore înainte de momentul vaccinării. Secretarul de stat Andrei Baciu a dat asigurări că luna viitoare va veni un număr important de doze care va permite deschiderea campaniei de vaccinare pentru populația generală. Nu se creează acum special un set mare de centre de vaccinare pentru că nu sunt loturi în România în acest moment. Sunt 2,6 milioane de doze care sosesc în martie, cel puțin 3,1 milioane de doze care sosesc în aprilie, fără a lua în calcul dozele de la Johnson & Johnson. Și pe măsură ce e nevoie să deschidem centre suplimentare, fluxuri, cabinete suplimentare, o vom face. Și revenim cu date noi în legătură cu informația cu care am început acest jurnal. Vă spuneam că a fost lansată o alertă în București. Comisia Națională pentru Controlul Activității Nucleare a anunțat poliția după ce o clădire care aparținea de Nuclear Montaj a fost demolată, deși sub dărâmături s-ar afla mai multe instalații radiologice. E un pericol așadar. Cât de mare e acesta? Încercăm să aflăm de la președintele Comisiei pentru Controlul Activității Nucleare, domnul Cantemir Ciurea Ercău. Bună ziua! Bună ziua! O să vă rog să ne spuneți mai multe care e pericolul în acest moment și ce ar trebui să facă autoritățile sau ce n-ar fi trebuit să facă, poate. În acest moment, expunerea celor 35 de instalații nu reprezintă un pericol. CNCAN a fost sesizat în cursul zilei de ieri că depozitul în care se aflau cele 35 de instalații radiologice din incinta Vulcan a fost demolat prematur, înainte ca procesul de transfer acestor instalații să se finalizeze către IFIN HH, titular autorizat pentru depozitarea pe termen lung a acestor instalații.
Ceea ce a determinat Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare să sesizeze poliția a fost faptul că prin demolarea acestui depozit, integritatea fizică a acestor instalații nu mai putea fi asigurată, motiv pentru care CNCAN a sesizat poliției să deschidă o anchetă în vederea identificării cauzelor care a dus la demolarea prematură a acestui depozit și asigurarea integrității fizice până la transferul complet al acestor instalații. Facem precizarea că acest eveniment nu a reprezentat niciodată un pericol nici pentru mediul înconjurător, nici pentru populație și nici pentru lucrătorii de pe amplasament. Iar în momentul de față, aceste instalații au fost transferate către FINHA și în siguranță pentru management pe termen lung și depozitare finală. Deci, să înțelegem, practic, cei care au decis demolarea au încălcat o regulă. Ar fi trebuit să vă anunțe și pe dumneavoastră? Sau care ar fi fost problema? Da. Exact. Deci, cei care au făcut demolarea acestei clădiri nu au respectat înțelegerea făcută, respectiv faptul că aceste clădiri trebuiau să fie demolate după transferul acestor instalații, astfel încât să nu pună în pericol depozitarea în siguranță a lor. Motivul pentru care s-a întâmplat acest eveniment nu este deocamdată cunoscut de către noi și dorim ca poliția, prin ancheta pe care o are în desfășurare, să ne informeze cu privire la împrejurările acestui eveniment și, bineînțeles, stabilirea vinovaților de acest lucru. Deci, practic, ce s-ar putea întâmpla, acea firmă ar putea să fie amendată, dar cel mai important lucru este că, în urma acestei acțiuni, nu a fost nimeni pus în pericol, nici localnicii, nici cei care au intervenit la operațiune. Corect. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție și pentru explicațiile dumneavoastră. Mergem mai departe cu subiectele noastre. Al patrulea tip de vaccin urmează să apară pe piața din România. Din aprilie, mai precis, vom avea și vaccinul anti-COVID de la Johnson & Johnson. Medicul primar ATI, Radu Țincu, a fost invitat în studioul B1 TV și a vorbit despre calitățile pe care le are noul vaccin. Întrebat dacă trebuie să ne așteptăm la reacții adverse puternice după vaccinarea cu Johnson & Johnson, medicul Radu Țincu a precizat că nu este cazul de îngrijorări. Acesta a dat o veste bună cu privire la modul în care va fi păstrat și depozitat cel de-al patrulea vaccin. Johnson & Johnson merge pe aceeași tehnologie a transportorului viral, a vectorului viral de aducere a informației genetice, însă are două avantaje, dacă vreți, comparativ cu celelalte vaccinuri. Avantaje care nu privesc neapărat pacientul, ci privesc mai degrabă sistemele sanitare. Este un vaccin care se administrează într-o singură doză, ceea ce aduce un avantaj și cred că cel mai important dintre ele este stabilitatea la temperatura frigiderului. Uh-huh. El va putea fi depozitat în frigider la 2-4 grade. Acest lucru va crește, dacă vreți, adresabilitatea, pentru că vom putea să distribuim Johnson & Johnson inclusiv în cabinetele medicilor de familie și ei vor putea uh-huh. să participe activ la vaccinare. Nu va mai fi nevoie de centre specializate de vaccinare. Medicul Radu Țincu a precizat că nu este grav dacă anumite persoane au avut reacții adverse la vaccinul de la AstraZeneca și că este o reacție normală a organismului. Este și normal să se întâmple așa, pentru că la prima doză organismul nu cunoaște particula virală, nu are niciun fel de reacție împotriva ei. Abia după ce se injectează prima doză, organismul începe, dacă vreți, să identifice, să vadă exact ce fel de proteine de suprafață există și să producă anticorpi împotriva ei. În momentul în care vii cu a doua doză, doza de rapel, este clar că organismul deja este sensibilizat la prezența acestei proteine și avem o reacție ceva mai virulentă. În ceea ce privește controversele recente cu privire la AstraZeneca, Radu Țincu a explicat de ce nu crede că vaccinul va fi scos de pe piață. Cred că ar fi o catastrofă pentru omenire să retragem un vaccin, pentru că ar însemna un deficit de doze foarte mare și acest lucru va avea un impact negativ pentru campania de vaccinare. Eu cred că el va rămâne pe piață. Dacă într-adevăr se va ajunge, cum spuneți dumneavoastră, ipotetic să se retragă, va trebui găsită o soluție pentru cei care au primit prima doză cu AstraZeneca. Cel mai probabil vor face vaccinarea cu alt tip de vaccin. Au trecut aproape 3 luni de la debutul campaniei de vaccinare în țara noastră. Invitat în platoul B1 TV, Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a declarat că, deși numărul cazurilor de COVID-19 a crescut semnificativ în ultima perioadă, nu se pune problema instituirii unei carantine naționale. Acesta este de părere că mai sunt doar câteva luni în care trebuie să rezistăm, iar vaccinul este singura soluție care ne poate proteja.
Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a declarat că populația mai are puțin de răbdat cu măsurile împotriva noului coronavirus în paralel cu vaccinarea. Nu se pune problema de măsuri sau eventual lockdown, cum s-a vehiculat, sub nicio formă. Așa cum a menționat și domnul președinte, domnul Klaus Iohannis, situația este pe deplin gestionabilă, însă trebuie să fim atenți în continuare. Asta nu înseamnă că putem să ne permitem orice fel de să renunțăm complet la măsurile care știm că funcționează. Acum, spre deosebirea, sigur, sunt cele trei măsuri de aur, toată lumea le cunoaște, avantajele vaccinării, la fel, cred că mare parte din oameni au înțeles avantajele vaccinării, motiv pentru care vedem că este o dorință foarte mare și o așteptare foarte mare pentru vaccinare. Andrei Baciu este optimist în ceea ce privește finalul pandemiei. Acesta e de părere că imunizarea populației este singura soluție care ne va scăpa de virus. Ideea este că nu trebuie să facem aceste lucruri la nesfârșit. Mai avem foarte puțin, avem această soluție extraordinară care are toate șansele să închidă pandemia, cea a vaccinării, însă haideți câteva săptămâni, putem să încheiem. România a demonstrat de altfel și în prima parte a pandemiei și cu vaccinarea că poate să acționeze unit, poate să fie, facă un efort colectiv care să o claseze ca performanță în gestionarea pandemiei și a vaccinării în top european. Ministerul Educației a emis metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022. Înscrierile încep miercuri, 17 martie, și se vor desfășura în două etape. Mai întâi, fiecare unitate de învățământ și inspectoratul școlar vor afișa planul de școlarizare propus și numărul de clase pregătitoare alocate pentru următorul an școlar. În perioada 29 martie-28 aprilie 2021, părinții vor completa cerere tip de înscriere și le vor depune online sau direct la unitatea de învățământ la care aceștia solicită înscrierea copiilor. Prima etapă de înscriere în învățământul primar se va desfășura în perioada 10-20 mai 2021. În zilele de 10 și 11 mai, Comisia Națională va procesa toate cererile de înscriere cu ajutorul aplicației informatice și se va realiza repartizarea copiilor la școala de care aparțin. În perioada 11-18 mai se va realiza procesarea cererilor depuse de părinți de către unitățile de învățământ cu privire la solicitarea înscrierii copilului la o altă unitate de învățământ decât cea de circumscripție, în funcție de locurile rămase libere. În ziua de 20 mai se vor afișa pe site-ul inspectoratului școlar, dar și în unitățile de învățământ, listele cu înmatriculările elevilor, dar și numărul locurilor rămase libere. A doua etapă de înscriere în învățământul primar începe pe 21 mai prin afișarea procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul școlar. În perioada 24-31 mai se vor depune cererile tip de înscriere la secretariatul școlii aflat pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio școală în prima etapă. Pe 4 iunie se vor afișa listele finale pentru clasa pregătitoare în fiecare unitate de învățământ. În perioada 1 septembrie-10 septembrie 2021 are loc centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la nicio unitate de învățământ. Cauzele pentru care intervenția de la Onești a fost un eșec încep să devină din ce în ce mai clare. Lipsa de pregătire a șanmiților salvatori este acum la iveală. Negociatorul Marius Ștefănuț Morar picase în urmă cu 2 ani examenul de promovare cu nota 4,60. Cu toate acestea a obținut avansarea profesională chiar anul acesta, după ce s-au împlinit cei 5 ani de stagiu. Morar spune că are experiență în negocierie pentru că a mai luat parte la astfel de operațiuni. Sunt negociator în cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din anul 2017. Am urmat cursurile școlii de agenți de poliție Vasile Lascăr Câmpina. De asemenea, am absolvit o facultate de drept și un master în domeniul management. Dar asta nu îl califică pentru a fi negociator în situații de criză, așa cum s-a și întâmplat de altfel în cazul de la Onești, care a eșuat. După 3 ore de negocieri susținute de agentul șef adjunct Marius Ștefănuț Moraru, operațiunea s-a încheiat cu moartea celor 2 ostatici. Pentru a putea fi negociatori, candidații sunt admiși după o serie de testări și instrucții speciale timp de 6 luni. La finalul pregătirii, cursanții trebuie să treacă un examen. Reprezentanții IPJ Bacău nu au răspuns până în acest moment care este pregătirea agentului Moraru ca membru în cadrul trupelor speciale sau încadrarea acestuia ca negociator și operator tactic. În schimb, în martie 2019, Moraru a picat cu nota 4,60 un concurs organizat de IPJ Bacău pentru ocuparea unui post de ofițer de poliție la Centrul Teritorial de Examinări IT, Serviciul Criminalistic.
De avansat în grad a avansat până la urmă prin trecerea timpului, asta după ce în 2017 a eșuat de asemenea la Inspectoratul General pentru Imigrări. Cu toate astea, Moraru spune că are experiență în negocieri, întrucât a mai luat parte la astfel de operațiuni. Am mai avut cazuri de intervenții ce presupuneau prezența negociatorului și desfășurarea de activități de negociere și de fiecare dată misiunea a fost îndeplinită cu succes. Poliția română a recunoscut însă că intervenția de la Onești a fost prost gestionată. Șefii poliției din Onești nu au știut că agresorul mai avea 4 dosare de violență, iar unul dintre ele fusese deschis chiar în 2021, când agresorul a atacat o femeie. În raportările pe care ei le-au făcut superiorilor de la București, l-au prezentat pe Gheorghe Moroșan ca fiind un pensionar care și-ar fi pierdut apartamentul la începutul acestui an. O familie din Pitești urmează să fie evacuată dintr-un imobil de locuințe sociale după ce a aruncat gunoiul direct de la geamul apartamentului. Fapta pare să nu fi fost una singulară, familia fiind amendată de mai multe ori din același motiv. Autoritățile locale care supravegheau zona au filmat momentele în care resturile erau aruncate pe fereastră. În urmă cu câteva săptămâni, echipele de salubritate ale primăriei Pitești au făcut curățenie în cartier, însă gunoaiele au reapărut în scurt timp. Din această cauză, autoritățile au hotărât să monteze mai multe camere de supraveghere în zonă. Astfel, polițiștii locali au aflat că responsabili pentru gunoaiele din cartier erau locatarii unui imobil de locuințe sociale. În trecut, familia în cauză fusese amendată pentru același motiv, iar acum urmează să fie evacuată. Mai mult, pe lângă faptul că vor fi evacuați, argeșenii care aruncau gunoaiele pe geam vor fi nevoiți să plătească și suma de 4.566 de lei, cât a costat chiria și întreținerea în cele 3 luni cât au stat în respectiva locuință. Primăria a mai anunțat și că polițiștii locali vor continua să supravegheze zona, iar toate persoanele din imobilul social care vor continua să arunce resturile în mod corespunzător riscă să rămână fără locuințe. 10 din cei 13 marinari ucrainieni naufragiați în Marea Neagră au fost salvați și transportați în siguranță la mal. Din păcate, 2 membri ai echipajului ucrainean au fost găsiți fără suflare la locul naufragiului, iar unul este dispărut în apele mării. Atenție, vă avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Imaginile sunt tulburătoare. Cei 10 marinari au fost salvați cu ajutorul unui coș special destinat acestei operațiuni. Comandanții de la GSP Falcon au intervenit prompt în operațiunea de salvare și au pornit la locul naufragiului la 10 minute după ce s-a anunțat scufundarea. Pregătiți de salvare, aceștia au coborât coșul pentru ca marinarii aflați în apă să se poată prinde și să fie scoși în siguranță la suprafață. Disperarea marinarilor se aude din țipetele care se opresc abia când coșul este ridicat. Comandantul GSP Falcon, Victor Marina, a declarat că toți marinarii salvați, cu excepția singurei femei aflate în echipaj, sunt bine. Femeia a fost transportată de urgență cu elicopterul Smurt la spital. Comandantul și-a exprimat regretul că nu i-a putut salva pe toți cei 13 marinari. Nava ucraineană Volgobalt 179, aflată sub pavilion Insulele Comore, cu 13 marinari la bord, s-a scufundat joi în Marea Neagră la peste 70.000 marine de portul Constanța. Moment jenant în Parlamentul de la Chișinău, deputații au ținut un moment de reculegere în memoria unui scriitor de peste Prut, deși acesta este în viață. Parlamentarii au ținut momentul de reculegere pentru autorul Spiridon Vangheli după ce deputatul și fostul premier al Republicii Moldova, Zinaida Greceanăi, de la Partidul Socialiștilor, a anunțat decesul acestuia. Ședința a continuat după momentul solemn până când un alt deputat a solicitat 5 minute mai târziu verificarea informației la Ministerul Sănătății. Haideți, în cazul domnului Spiridon Vangheli, să verificăm oficial Ministerul Sănătății, pentru că este informații contradictorii și sper foarte mult că noi am greșit și domnul Vanghelie este în viață. Doamne, Dumnezeule, dă Doamne să fie viu și să trăiască mulți ani înainte. Dar vă rog, secretariatul, să verificați și să mai informați. Ministrul interimar al Sănătății, Tatiana Zatic, a luat cuvântul și a dezmințit informația. Stimați colegi, ne-am grăbit. Vin cu o noutate îmbucurătoare. Domnul Spiridon Vangheli este viu. Este transferat din secția terapie intensivă în secție la, în departament la doamna Zinaida Alexa. Este sub control. Monitorizăm în continuare starea de sănătate. Stimați colegi, vă rog să, foarte mult să avem grijă să fie sancționați acei, chiar și dacă sunt mass media, acei care să răspândesc știri false.
Din câte se pare, deputata socialistă a preluat informația de la publicația pro-rusă Sputnik, cea care a anunțat decesul autorului conform rezultatelor Google Search. Între timp, site-ul a șters știrea, dar aceasta a rămas încă indexată pe Google, chiar dacă URL-ul său duce la o știre inactivă. O oră mai târziu, tot Sputnik publica știrea greșeală de neiertat. Parlamentul l-a declarat mort pe Spiridon Vanghelie, deși e în viață. Despărțire neașteptată în lumea sportului mondial, fostul campion Iker Casillas și jurnalista sportivă Sara Carbonero au pus punct unei relații de 11 ani. Cei doi au făcut un anunț identic pe paginile lor de socializare, prin care recunosc că povestea lor de iubire s-a încheiat. Mi-e manu. Iker Casillas, fostul portar al Naționalei Iberice și al lui Real Madrid, și jurnalista Sara Carbonero au anunțat despărțirea anului. Din mesajul transmis pe rețelele lor de socializare, nu se înțelege motivul pentru care aceștia au ales să o ia pe drumuri separate. Cei doi au stabilit că vor păstra legătura strânsă pentru cei doi copii pe care îi iau împreună. Atât eu cât și Iker suntem mândri de familia pe care o avem și de iubirea care ne-a umplut de fericire în anii în care am fost împreună. Azi această legătură alege drumuri diferite, dar nu departe unul de celălalt, deoarece vom continua să ne îndeplinim minunata misiune de a fi părinți. Respectul, afecțiunea și prietenia vor rămâne pentru totdeauna. Acum, prioritatea este să împărțim această afecțiune pentru binele și educația copiilor noștri, astfel încât ei să crească într-un mediu stabil și sănătos. A fost mesajul transmis de cei doi. În 2019, Iker a suferit un infarct, iar la câteva săptămâni distanță, Sara a fost diagnosticată cu cancer ovarian. A suferit o primă intervenție chirurgicală și a fost nevoită să urmeze tratament. Cei doi au fost tot timpul unul lângă celălalt.